Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a lua parte cu vrednicie la această sfântă liturghie. Ne rugăm la sfânta liturghie și pentru răposații Ana, Gheorghe, Ludovic, Verona, Rosa, Francis, Petre, Paulina, Codrin și pentru răposații familiei. Mărturisesc. Lui Dumnezeu atotputernicul și răposaților, că am măgăduit prea mult, cuvântul, fapta și misiunea, Divina mea, din prea mare vina mea, de aceea pe Sfânta Maria, curea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Inimile fiilor tăi sfințite prin pocăință, tu care ne dai bucuria de a te sluji, ascultă cu bunătate rugăciunile pe care le înălțăm către tine, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în dos vecii vecilor. Citire din cartea profetului Daniel. În zilele acelea, Nabucodonosor a luat cuvântul și le-a zis: este adevărat, Șadrac, Meșac și Abednego,
că nu-i slujiți pe acești zei ai mei și nu vă închinați statuii de aur pe care am ridicat-o? Acum, fiți gata ca în clipa în care veți auzi sunetul cornului, al flautului, al ceterii, al harpei, al psalterionului, al cimpoiului și al tuturor felurilor de instrumente muzicale, să cădeți și să vă închinați statuii pe care am făcut-o. Dacă nu vă veți închina, în aceeași clipă, veți fi aruncați în mijlocul cuptorului cu foc aprins. Și cine este Dumnezeul care vă va elibera din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au luat cuvântul și au spus regelui Nabucodonosor: noi nu avem nevoie să răspundem la acest cuvânt al tău. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne elibereze din cuptorul cu foc aprins și ne va elibera din mâna ta, rege. Și chiar dacă nu, să-ți fie cunoscut, rege, că nu vom fi slujitorii dumnezeilor tăi și nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o. Atunci, Nabucodonosor s-a umplut de mânie, înfățișarea chipului său s-a schimbat împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat cuvântul și a poruncit să fie încălzit cuptorul de 7 ori mai mult decât se încălzea de obicei. Apoi a poruncit unora dintre cei mai viteji oameni din armata sa să-i lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul cu foc aprins. Atunci, Nabucodonosor, regele, a rămas uimit, s-a ridicat în grabă și le-a zis fetnicilor săi: oare nu am aruncat noi 3 oameni legați în mijlocul cuptorului? Ei au luat cuvântul și au spus: sigur, rege. El a luat cuvântul și a zis: iată, eu văd 4 oameni dezlegați, umblând în mijlocul focului, fără să fi suferit ceva. Iar înfățișarea celui de-al patrulea este asemenea cu aceea unui fiu al lui Dumnezeu. Nabucodonosor a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșan și Abednego, care l-a trimis pe îngerul său și a eliberat pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au încălcat porunca regelui și au dat mai degrabă trupurile la moarte decât să slujească și să adore vreun Dumnezeu în afară de Dumnezeul lor. Cuvântul Domnului. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat este numele sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești în templul sfânt al gloriei tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești pe tronul Domniei tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat ești Tu care pătrânzi abisurile și stai peste heruvim, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne,
binecuvântat ești pe firmamentul cerului, vrednic de laudă și preamărit în veci. Hristos, deși era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Slavă ție, Doamne, Rege pe măririi! Domnule să fie cu voi! Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus farizeilor, era un om bogat care se îmbrăca în purpură și mătăsuri fine și petrecea în fiecare zi cu mare fast. La poarta lui zăcea un sărac cu numele de Lazar, plin de bube. El ar fi dorit să se sature cu ceea ce cădea de pe masa bogatului. Ba mai mult, veneau și câinii să-i lingă bubele. A murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Abraham. A murit și bogatul și a fost îngropat. Pe când se chinuia în iad, și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Abraham și pe Lazar în sânul lui și strigând a zis, Părinte Abraham, îndură-te de mine și trimite-l pe Lazar ca să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinui cumplit în flăcările acestea. Însă Abraham i-a spus, Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune în timpul vieții tale, după cum Lazar cele rele. Acum însă el este aici mângâiat, tu însă suferi. Și pe lângă toate acestea, între noi și voi este o mare prăpastie, încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată, și nici de acolo să treacă la noi. El a zis, Atunci te rog, Părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați ca să-i prevină, nu cumva să ajungă și ei în acest loc de chin. Dar Abraham i-a spus, Îi au pe Moise și pe profeți, să asculte de ei. El însă a zis, Nu, Părinte Abraham, dar dacă unul dintre morți ar veni la ei, s-ar converti. I-a răspuns, Dacă nu ascultă de Moise și profeți, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu se vor convinge. Cuvântul Domnului! Lăudat să fie Iisus Hristos! Cucernici, părinți, iubiți credincioși, în timp ce vă salut pe dumneavoastră și pe aceia care ne urmăresc pe internet, vreau să vă spun că unii dintre dumneavoastră care stați pe la mijloc sau pe la spatele bisericii, ați spus că nu prea se aude, de aceea s-au luat măsuri în seara aceasta. Părintele decan a dat stația mai tare, iar eu mă apropii de microfon mai mult. Dacă totuși nu se aude, este destul să ridicați o mână și eu îmi voi da seama și atunci voi vorbi și mai tare. Oricum am participat înainte de Sfânta Liturghie la calea Sfintei Cruci.
Și am intrat în contact cu crucea Mântuitorului care a fost dusă de la o stațiune la alta. Am privit această cruce. Și ea nu numai că este un simbol al suferințelor Mântuitorului, pentru că pe ea a murit însuși Hristos, dar crucea ne vorbește cumva și în aceste zile de misiuni populare. Pentru că partea aceea pe verticală ne spune că noi trebuie să ne ancorăm puternic în milostivirea lui Dumnezeu. Trebuie să ne asigurăm că ne-am găsit loc în inima milostivă a lui Dumnezeu. Partea verticală, milostivirea care vine de sus, de la Domnul. Și apoi bârna aceea orizontală care ne vorbește despre noi, despre faptul că noi înșine trebuie să devenim oameni ai milostivirii, oameni gata să facem faptele milostivirii. Și aseară am primit dintr-o pildă, din pilda samariteanului milostiv, îndemnul acesta: mergi și fă la fel. Și dumneavoastră toți, aceia care ați participat aseară, ați avut de făcut un exercițiu de aseară până în seara aceasta. Cât v-ați făcut temele? Adică trebuia să faceți o faptă bună, fie cu cei din casa dumneavoastră, fie cu cei de aproape, de lângă dumneavoastră sau mai de departe. Să încurajați, să spuneți o vorbă bună, să spuneți un mulțumesc, să dați un telefon. Aceia dintre dumneavoastră care v-ați făcut tema, primiți în seara aceasta un 10. Ceilalți veți primi mâine. Oricum, despre Ioan Alexandru, despre poetul Ioan Alexandru, ați auzit aproape toți. El este acela care a scris multe poezii creștine și a cântat în versuri imnurile Maramureșului, ale Transilvaniei, a cântat dragostea față de Dumnezeu. Totodată el este acela care în Parlament a dus crucea și le-a spus parlamentarilor: oameni buni, păi ce suntem noi, nu suntem creștini? Unde ați văzut voi creștini fără cruce? Și a dus crucea în Parlament și a așezat-o la loc de cinste. Și tot el a fost acela care a spus: păi dacă tot ne-am declarat noi creștini, trebuie să începem de aici, de la Parlament, să ne rugăm. Și a spus să deschidem fiecare sesiune spunând Tatăl nostru. Între timp el a murit și s-a pierdut și obiceiul cu rugăciunea Tatăl nostru. Dar despre el vreau să vă spun altceva. El povestește într-una dintre cărțile sale că atunci când era student în Germania, i s-a întâmplat un lucru care l-a marcat profund. Trebuia să vină acasă de sărbătorile Paștelui. Bani avea așa cât să-i ajungă pentru drum. Pentru că se grăbea să prindă avionul din gară, a luat o mașină la întâmplare, nu s-a uitat bine și conducea o doamnă. Mă duceți și pe mine până la aeroport? Sigur că da, urcați. Și pe drum doamna l-a provocat să stea de vorbă și i-a zis la un moment dat: dar tu nu vorbești bine germana, tu nu ești de aici. Nu, eu sunt din România. Și unde este țara aceasta? Și poetul a explicat unde este țara și ușor, ușor au ajuns la aeroport și a dat să scoată bani ca să plătească. Și doamna a zis: nu, nu trebuie să-mi plătești. Eu îți mulțumesc pentru că de dimineață până acum la ora 2 am tot stat în gară să vină să fac o faptă bună. Eu am obiceiul acesta că în fiecare zi mi-am propus să fac o faptă bună. Și ziua în care nu fac o faptă bună este pentru mine o zi pierdută. A, și pentru că ești student, nu ai prea mulți bani, uite, mai ia câteva mărci ca să mănânci ceva în aeroport. Și povestește poetul: am coborât din taxi,
m-am dus în aeroport și am început să plâng ca un copil. Eu și eu eram creștin, dar tot creștinismul meu s-a dat peste cap. Să faci în fiecare zi o faptă bună, să consideri ziua în care n-ai făcut o zi pierdută, asta nu mi-a trecut prin cap niciodată. Cum arată un om al milostivirii? Cum este un om milostiv? Aseară ni s-a răspuns la această întrebare. Și Iisus ne-a spus, păi un om milostiv este așa, ca samariteanul. Și el când a vrut să ne explice cum arată un om milostiv, a zis pilda cu samariteanul. Adică un om care se pleacă să-l ridice pe cel de jos, care îi bandajează rănile, care dă de la el, care toarnă ulei și vin pe rănile celui care este rănit de tâlhari, care scoate și dă din bunurile lui și se îngrijește de cel de lângă el. Dar cum arată un om care nu este milostiv? Ei, la întrebarea aceasta, Iisus ne spune pilda pe care am ascultat-o în seara aceasta. Cu Lazar și cu bogatul. Pentru că spuneam, sunt pildele milostivirii care ne vorbesc despre milă. Despre mila lui Dumnezeu și despre mila pe care trebuie să o avem față de ceilalți. Și în seara aceasta, în pilda pe care am ascultat-o, practic este un contraexemplu. Cum să nu facem? Ni se spune cum arată un om care nu este milostiv, pentru ca noi să înțelegem mai bine cum să devenim noi oameni ai milostivirii. Oameni care să-L urmăm pe El, pe Mântuitorul despre care citim că a făcut mult bine pe pământ. Bogatul. Bogatul care se îmbrăca în cele mai scumpe haine, care făcea în fiecare zi sărbătoare, unde greșea el? Care este greșeala lui? Nu ni se spune că a înșelat, că a furat, că a adunat banii într-un mod nedrept. Nu, n-a făcut lucrurile acestea. Nici nu ni se spune că a făcut ceva rău, că a acționat într-un mod anume, că a înjurat sau că, știu eu, a făcut altceva. Dar care este greșeala lui? Vedeți? Și cu noi se întâmplă de multe ori la fel. Considerăm că a face rău înseamnă a gândi despre celălalt ceva rău. Că a face rău înseamnă a înjura, a-i face efectiv un rău celui de lângă noi, a-l răni. Dar păcatele nu sunt numai acestea. Chiar la începutul liturghiei am fost invitat să ne recunoaștem păcatele și am spus că mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit cu vorba, cu vântul, cu fapta și cu omisiunea. Sunt păcate și acelea din omisiune. Adică binele pe care puteam să-l facem și nu l-am făcut. Și aici este bogatul. El putea să facă bine. Îl avea la ușa lui pe Lazar. Pe Lazar cel sărac care și-ar fi dorit ca măcar firimiturile să le mănânce. Dar nici pe acestea nu îi le dădea. S-au umplut de răni și de bube și doar câinii veneau și îi aduceau mângâiere că îi lingeau bubele. Și bogatul și-a închis inima. S-a făcut că nu-l vede. Era lângă el, la poarta lui, la ușa lui. Putea să deschidă bine ochii și să-l vadă că e acolo, să-l ajute. Și spune Iisus pilda aceasta ascultătorilor și între ei erau bogați și săraci la oaltă. Și zice, vedeți, cei doi au murit. Și bogatul a murit și Lazar a murit.
Dincolo însă lucrurile s-au schimbat. Lazar a mers în sânul lui Abraham și bogatul a mers la loc de chin și de suferință. Și de acolo și-a ridicat privirea și a strigat: Părinte Abrahame! Îl cunoștea, nu era ateu. Nu-i spune Domnule Abraham, Părinte Abraham, lasă-l pe Lazar. Îi știa și numele lui Lazar. Știa de el. Îl știa că stă la poartă. Dar nu l-a ajutat niciodată. Și-a închis inima. Lasă-l să vină să-și înmoaie degetul în apă. Și noi am auzit răspunsul lui Abraham. Că lucrurile s-au inversat aici, în lumea de dincolo. Că el putea să facă binele și nu l-a făcut. Și Lazar are acum parte de fericire. Ce a făcut bine Lazar? Nici asta nu ni se spune în pildă. Dar se dă numele lui. Lazar Eliazar. Dumnezeu este speranța sau încrederea mea. El și-a pus în Dumnezeu încrederea. Cum arată un om care nu este milostiv? Nu este neapărat un om care face rău celuilalt. Nu. Ci unul care își închide inima. Care nu se vede decât pe sine. Care nu-l vede pe celălalt. Sunt aceștia astăzi între noi? O, cât sunt. Și uneori ne descoperim că noi suntem. Se spune despre un bărbat că stătea în pat și soția era lângă el și a zis: Ileana, de cât timp suntem noi împreună? De cât timp stai tu lângă mine? De 50 de ani, a răspuns soția. Și ți-amintești când n-am avut bani și am pierdut banii, tu tot lângă mine ai fost. Da, am fost lângă tine. Dar îți amintești când am făcut mașina zob, tot lângă mine erai. Da, tot lângă tine și de-abia am scăpat cu viață. Dar când am pus toți banii la domnul Stoica sau la Caritas și am pierdut pe toți, tot lângă mine ai fost. Da, tot lângă tine am fost și atunci și am rămas fără nimic. Dar când am făcut preinfarct, tot lângă mine ai fost. Da, și atunci tot lângă tine am fost. Și acum că stau în spital, tot lângă mine ești. Tot lângă tine sunt. Și nu ți se pare, Ileana, că tu mi-aduci ghinion? Toată viața mi-a adus ghinion? Acum, să nu credeți că numai bărbații pot deveni nemilostivi. Nu. Este un exemplu și cu femeile, ca să vedeți că suntem egali. Se spune că a venit un soț la părintele și i-a zis: Părinte, nu știu ce să mă mai fac. În casa mea este jale. Soția mea este istorică. Părintele s-a uitat la el: Omule, poate ai vrut să spui isterică, nu istorică. Nu, părinte, nu. Este istorică, nu isterică. Păi cum așa? Păi zice, când ne certăm puțin, soția începe să-și amintească de toate greșelile pe care le-am făcut de când ne-am luat. Și nu uită niciuna. Și le tot repetă mereu. E ca un profesor de istorie. Este istorică. Cum arată un om care nu practică mila? Așa arată. Unul care se închide în sine, care nu este atent la faptul că celălalt este rănit, care nu apreciază binele pe care cel de lângă el îl face.
un om care nu este milostiv. Despre acesta ni se vorbește în Evanghelia de astăzi, ca noi să ne dăm seama cum să devenim mai mult oameni ai milostivirii. Dan Puric, acela care vorbește de poporul român mereu și îl ridică în slăb și spune că mereu că românii sunt cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai. Într-o zi, vorbind tinerilor despre frumusețea poporului român, tinerii la final au zis ca o întrebare. Și au spus, domnule, uite, aici în Caransebeș a deraiat un tren, nu de multă vreme. Și erau oameni răniți, oameni speriați. Și pentru că șoseaua era aproape de locul unde a deraiat trenul, s-au oprit șoferii și s-au oferit să-i ducă pe oamenii aceia din tren, unde vor ei, acasă, la spital, dar contra cost, cu bani. Pe de altă parte, i-au zis tinerii, vedeți dumneavoastră, tocmai în munții Apuseni s-a prăbușit un avion. Și acolo s-au sculat oamenii cu noaptea în cap din satele de prin prejur când au auzit și s-au dus să caute răniții, să caute avionul. N-au cerut nimic. Au pus totul de la ei. Cu sacrificii. Care e diferența între unii și alții? Că și unii și alții tot români sunt. Și este interesant răspunsul pe care l-a dat acest om. El a zis, da, diferența este între populație și între popor. Cei din munții Apuseni, a zis el, erau poporul român, esența poporului român. Era tot ce-i mai frumos în poporul român. Ceilalți erau populația care au profitat de ocazie. Avea mare dreptate, pentru că de multe ori pe noi înșine ne descoperim că populăm biserica, populăm spațiile, dar greu ne vine să fim oameni ai milostivirii. Suntem mai mult înclinați să fim nemilostivi, să ne asemănăm mai mult cu acest om din pildă care și-a închis inima și s-a făcut că nu-l vede pe Lazar. Și în seara aceasta, iubiți credincioși, pilda pe care am ascultat-o ne cheamă să devenim oameni ai milostivirii. Oameni care zi de zi să practicăm faptele milostivirii. Vedeți, pilda ne mai spune un lucru. La un moment dat, bogatul îi cere lui Abraham să meargă cineva și să-i anunțe pe cei 5 frați care îi mai are, ca să nu ajungă și ei în acel loc. Și răspunsul pe care îl primește, îi iau pe Moise și pe profeți și le e de ajuns. Adică de acolo pot să afle ei despre milostivire. De acolo pot să afle ei, din Moise și profeți, cum trebuie să se poarte, cum trebuie să trăiască în această lume. Adică cei cu Moise și cu profeții sunt Sfintele Scripturi. Se făcea referință la Vechiul Testament. Vedeți, noi avem Scripturile și din Scripturi învățăm cum să devenim oameni ai milostivirii. Din Scripturi învățăm cum au practicat oamenii aceia pe care îi întâlnim pe paginile Sfintei Scripturi, milostivirea. De aceea este îndemnul acesta de a citi Scripturile, de a avea cel puțin Noul Testament în casele noastre, de a deschide din când în când Noul Testament și de a citi cu ochii noștri ce a făcut Iisus, ce au făcut cei din Vechiul Testament, cum au trăit ei.
cum au trăit apostolii. Dar cu Scripturile ne întâlnim de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie. Aici se proclamă lecturile sfinte, lecturi din Vechiul Testament și din Noul Testament și mereu, mereu ni se spune cuvântul Domnului. Și noi spunem mulțumim lui Dumnezeu. Rămâne să le împlinim. Avem Moise, îi avem pe Moise și pe profeți cu noi. Avem Scripturile cu noi care mereu, mereu ne îndeamnă să devenim oameni ai milostivirii. Oameni milostivi. Într-o carte scoasă și în românește cu Sfântul Părinte Papa Francisc, numele lui Dumnezeu este milostivirea. La un moment dat, Papa povestește numeroase lucruri minunate. Și el zice că, printre altele, cel mai mult a avut de învățat de la un preot. Îl admirau cu toții. Făceau mereu bine și era un exemplu pentru toți. Și într-o zi, fiind în vârstă, preotul a murit. Papa era atunci episcop în Argentina și s-a dus într-o sâmbătă după amiază să-l viziteze în locul unde era depus. A intrat în capelă, nu era decât el, s-a uitat, a văzut că nu sunt flori, s-a dus, a luat niște flori și le-a pus acolo la sicriu. Apoi s-a uitat mai atent și a văzut pe pieptul răposatului rozariul, vechiul rozariu cu crucea de lemn. A desfăcut crucea de lemn pe care, spune el, o păstrează și astăzi și i s-a adresat părintelui: Părinte, dă-mi cel puțin jumătate din milostivirea ta. În seara aceasta să cerem și noi să devenim oameni milostivi. Evanghelia mai poartă un mesaj pentru noi. Este ca și cum ne-ar spune Iisus: treziți-vă, oameni buni, ca mâine toți murim. Toți ne ducem dincolo și contează mult cum ne ducem. Treziți-mă, treziți-vă, să ne trezim. Să ne adresăm lui în rugăciune și să-i spunem: Doamne, Tu mă cunoști. Tu cunoști căderile mele. Cunoști cât de mult mi se leagă uneori inima de bunurile acestui pământ. Cunoști cât de greu îmi vine să mă deschid spre alții, să-i văd pe cei care au nevoie de mine, să ies din mine însumi și să le întind mâna. Tu mă știi, Doamne, cât de greu îmi vine să fiu un om al milostivirii, un om care să practic faptele de milostenie. Să-i spunem în seara aceasta: Doamne, iartă-ne și dă-ne putere să devenim oameni ai milostivirii. Și să nu plecăm din seara aceasta fără hotărârea aceasta de a considera o zi în care n-am făcut o faptă bună o zi pierdută. Ne va fi greu la început, dar ușor, ușor ne vom obișnui și așa vom deveni oameni milostivi. Așa cum ne vrea El. Lăudați să fie Iisus și Maria. Fraților prea iubiți, libertatea pe care a dăruit-o Hristos credincioșilor deschide inima fiilor spre încrederea în Tatăl.
Și noi să ne îndreptăm spre Dumnezeu, rugându-L pentru toți oamenii, să spunem împreună, eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca păstorii bisericii să proclame totdeauna suveranitatea Domnului și să nu se lase ispitiți de succes și putere, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca Domnul să ajute popoarele lumii a treia, care luptă pentru dezvoltarea socială, politică, economică și culturală, și să-și aleagă conducători la înălțimea idealurilor lor, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca acele persoane care se declară creștine numai pentru faptul că au primit botezul pe când erau copii, să redescopere bogăția imensă a misterului lui Hristos, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca toți creștinii să devină conștienți de adevărata libertate pe care Hristos a dăruit-o acelora care îl recunosc drept fiu adevărat al Tatălui. Să ne rugăm. Pentru ca persoanele subjugate idolatriei banului și bunăstării să experimenteze puterea eliberatoare a cuvântului Evangheliei. Să ne rugăm. Pentru ca noi, cei care ascultăm adesea cuvântul lui Hristos, să fim eliberați de sentimentalism în credință, de o pietate fără bucurie și de indiferență religioasă, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Pentru ca frații noștri răposați, Ana, Gheorghe, Ludovic, Verona, Roza, Francisc, Petre, Paulina, Codrin și toți răposații noștri să fie primiți la liturghia ta veșnică, să ne rugăm. Eliberează-ne, Doamne, de sclaviile noastre. Părinte sfânt și milostiv, care în Fiul Tău ne-ai oferit darul libertății adevărate, fă-ne să înțelegem valoarea de a fi și de a trăi ca fii ai Tăi, pentru a cânta încă de pe acum cântecul celor răscumpărați. Prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale, spre lauda și gloria Lui Hristos, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale biserici. Dumnezeule, care prin schimbul minunat înfăptuit la această jertfă ne faci părtași la firea ta dumnezeiască, dă-ne, te rugăm, harul să fim credincioși prin trăirea noastră, adevărului tău pe care ni l-ai făcut cunoscut,
prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci prin suferința Fiului Tău, aducătoare de mântuire, universul a ajuns la cunoașterea maiestății Tale, vrednice de închinare, deoarece negrăita puterea crucii ne vestește judecata lumii și biruința glorioasă a celui răstignit. Pentru aceasta și noi, Doamne, cu îngerii și cu toți sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie. Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Doamne, o vestim, și învierea ta.
așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Aduți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Aduți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii.
Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, Doamne, ferici să intri cu apă pe regnul meu, dar spune mai în cuvânt și să rămâi sufletul meu. Stop.
Să ne rugăm. Tainele pe care le-am primit să fie pentru noi tămăduire cerească, vindecând inimile noastre de rănile păcatului și întărindu-ne cu o ocrotire veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Rugăciune către Sfântul Iosif. La tine alergăm, o sfinte Iosife, în necazul nostru și plin de încredere, cerem ocrotirea ta, după aceea sfintei tale soții, pentru această înțelegătură de dragoste, ce te-a unit cu neprihănita fecioară născătoare de Dumnezeu și pentru dragostea părintească, ce ai avut-o către pruncul Iisus, te rugăm fierbinte să privești cu bunăvoință la moștenirea pe care Iisus a dobândit-o cu sângele Său și prin puterea și ajutorul Tău să ne apere nevoile noastre. Apără, Păzitorule prea înțelept al dumnezeieștii familiei, neamul cel ales al lui Iisus Hristos, îndepărtează de la noi, prea iubitorule Părinte, toată răciuma rătăcirilor și a vicilor. O preaputernicul nostru ocrotitor, vino din cer în ajutorul nostru, în această luptă cu puterea Împunerii. Și precum odinioară ai scăpat din primejdia morții de pruncul Iisus, apără acum Sfânta Biserică a Dumnezeu de cursele vrăjmășești și de orice nenorocire. Și întinde pururea peste fiecare dintre noi ocrotirea Ta. Pentru ca, sprijiniți fiind prin pilda și ajutorul Tău, să putem trăi cu sfințenie, muri cu evlavie și dobândi în ceruri fericirea veșnică. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a rupit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-ne pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să se facem vrednici de pădăvințele lui Hristos. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să se vedești oarul tău asupra sufletelor pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul tău, să fiindu-și prin patima și crucea mila slavă ei, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă această noapte, păzește-mă, păzește-mă și dormește-mă pe mine, care sunt încredințați ție. Primi-l lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunile poporului tău
și pe aceia cărora le dai încrederea și speranța iertării, fă-i să aibă parte de bunătatea ta cea dintotdeauna, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Măreț viruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierdea rășarul baptismal. Mereu candela aprinsă, om sal în așteptarea ta. Primește-ne la ta lumină, prea drepture judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Dintr-o adânguri strigă către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă străgerindirea răzorilor, să ne lăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu alătul și ochii mei îl vor primi. Și cu ochii mei voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Dumnezeule, Tata Totputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri răposați, Ana, Gheorghe, Ludovic, Verona, Rosa, Francisc, Petre, Paulina, Codrin și toți răposații familiei, care în această credință au plecat dintre noi murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Odihna veșnică, dă-le-o lor, Doamne! Să se odihnească în pace! Amin.